moldovan care muncea în Italia s-a spânzurat când a aflat că și-a pierdut locul de muncă. Potrivit publicației Il Messaggero, bărbatul de 55 de ani locuia de mai mult timp împreună cu soția sa în mica localitate Roca Santo Stefano. Moldovanul își pierduse nepoata în urma cutremurului care a lovit provincia L'Aquila în 2009, iar soția sa a fost rănită și a ajuns într-un scaun cu rotile. Astfel, singurul venit în familie era salariul bărbatului. Când a aflat că a fost concediat din cauza reducerilor de personal, moldovanul s-a spânzurat chiar în locuința sa. Cadavrul a fost găsit de către soție, care a chemat oamenii legii. Moldovanul muncea, l-a tăiat lemne în pădure, iar colegii îl descriu ca pe un om cum se cade.